Delegația moldovenească de la ceremonia de inaugurare a președintelui georgian Salome Zurabishvili va fi condusă de ministrul de externe Tudor Ulianovski. Informația a fost oferită de către ministrul georgian de externe David Zalcaliani. Al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Georgia a avut loc pe 28 noiembrie. Conform datelor CEC, după numărarea tuturor voturilor, Zurabishvili, care este susținută de partidul de guvernament Visul georgian, a învins cu 59,52% dintre sufragii. Acestea au fost ultimele alegeri directe. Pe viitor, șeful statului georgian va fi numit de către 300 de delegați. Termenul mandatului noului președinte este de 6 ani și nu de 5, cum era până acum. Anterior, sursele de informare în masă georgiene indicau o cifră de aproximativ 1,2 mii de oaspeți străini care vor sosi pentru inaugurare. Inaugurarea lui Salome Zurabishvili va avea loc pe 16 decembrie la Tel Aviv, în complexul istoric Batonis Tsiche.